aș avea trei ochi, aș vedea o și mai mare. Și cu cât mai mulți ochi aș avea, cu atât lucrurile toate din prejurul meu ar părea mai mari. Cu toate astea, născut cu mii de ochi, în mijlocul unor arătări colosale, ele toate în raport cu mine, păstrându-și proporțiunea, nu mi-ar părea nici mai mari, nici mai mici de cum îmi părează. Să ne închipuim lumea redusă la dimensiunile unei glonte și toate cele din ea scăzute în analogie. Locuitorii acestei lumi, presupuindu-i doitați cu organele noastre, ar pricepe toate celea absolut în felul și în proporțiunile în care le pricepem noi. Să ne închipuim ceteris paribus în mii de mare, același lucru. Cu proporțiunile schimbate, lume mii de mare și alta în mii de mică ar fi pentru noi tot atât de mare. Și obiectele cele bune, privite cu ochi, sunt mai mici, cu amândoi mai mari. Cât de mari sunt ele absolut? Cine știe dacă nu trăim într-o lume microscopică și numai fătura ochilor noștri ne face să o vedem în mărimea în care o vedem? Cine știe dacă nu vede fiecare din oameni toate cele într-altfel și nu aude fiecare sunet într-altfel și numai limba, numirea într-un fel a unui obiect, ce unul îl vede așa, altul altfel, îl unește în înțelegere? Limba? Nu! Poate fiecare vorbă sună diferit în urechile diferiților oameni. Numai individul, același rămânând, o aude într-un fel.